Poliția română a împlinit 191 de ani de la prima atestare documentară și cu această ocazie, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, a avut loc o ședință festivă. S-a dat citire mesajelor de apreciere ale superiorilor de la București și au fost felicitați personal de reprezentanții administrației locale, dar nu înainte de a-și aminti trecutul poliției. Fruntașii, oamenii buni și bătrâni și căpeteniile oștirii sunt cei care au în sarcină aducerea la legalitate a nelegiuiților, siguranța locuitorilor, liniștea în provincie, paza bunurilor, prinderea celor ce se vârșeau fără de lege. Getodacii, popor civilizat al Antichității, nu aveau cum să nu trăiască după reguli de conduită. Mai târziu, hatmanul în Moldova și spătarul în Muntenia sunt responsabili cu atribuțiuni tipice de poliție. Aga, demnitatea atestată documentară în 1567 în Muntenia și în 1592 în Moldova, are competență în mahalalele din centrul capitalei, iar spătarul are periferia și restul teritoriului. O zi destul de mare, importantă pentru noi. O zi după un an de zile ne face să ne gândim la sacrificiile pe care le-a făcut un polițist pe o perioadă de un an de zile. Profesia de polițist este o profesie nobilă, o profesie cu mari riscuri, cu privațiuni, dar dacă polițistul își face datoria cu profesionalism, are și satisfacție și uită toate relele care se adună în jurul lui. Nu au lipsit nici avansările în grad. În total, 87 de agenți și 46 de ofițeri au fost avansați în gradul următor la termen. Au fost însă și polițiști care au schimbat tresele mai devreme, fiind avansați înainte de termen pentru profesionalism și implicare. Înainte îndeplinirii stagiului minim, cu prilejul Zilei Poliției Române, 25 martie 2013, în gradul profesional de comisar de poliție, subcomisar de poliție Maxim Constantin Marian. Anul acesta, un subofițer de la Serviciul de Investigații Criminale, secția Omoruri, a fost decorat cu medalia Bărbăție și Credință în clasa a doua, în semn de apreciere pentru profesionalism, obiectivitate și fermitate. Medalia Bărbăție și Credință, clasa a doua. Vă dau diploma. 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 Diploma